Salut și bine ați revenit la mine pe canal! Pentru astăzi am pregătit pentru voi acest machiaj simplu de realizat, dar sexy în același timp, aș putea spune eu, potrivit pentru Valentine's Day, dar nu numai. Așa că dacă credeți că vă interesează, vă invit să urmăriți în continuare. Pentru că machiajul de astăzi va fi unul foarte simplu și nu va necesita o grămadă de produse, am zis că o să încep cu machiajul feței și... pentru că deja mi-am exfoliat, hidratat foarte bine tenul, vom trece direct la bază. Dar înainte de toate, o să-mi fac repejor sprâncenele. Voi folosi acest produs de la Benefit. Este un produs sub formă de pudră, Brow Zings, în nuanța 2. O să-mi deschid puțin nuanța sprâncenelor cu ajutorul acestui produs de la NYX, care se numește NYX Tinted Brow Mascara în nuanța 03 Brunette. Tot ce fac este să periez în sus firele. Acum că am terminat de contrat sprâncenele, o să iau puțin din acest concealer de la Makeup Revolution, Conceal and Define nuanța C6, o pensulă plată, și voi defini sprâncenele. Apropo, sunt foarte curioasă ce o să faceți voi de Valentine's Day. Noi o să mergem la film și mai exact la Ora Mona. Da, ne-am rezervat din timp biletele pentru 14. Nu am citit cartea. Să-mi fie rușine, pentru că m-au zis că e o carte faină. Dar o să mă duc să văd filmul. Altceva. Altă viață cu sprâncene bine definite. Acum că am terminat de aranjat sprâncenele, o să folosesc această bază. Tocmai astăzi am primit coletul cu produsele The Ordinary. Este High Adherence Silicone Primer. Am auzit multe lucruri bune și ce mi se pare foarte fain e că trebuie să deșurubați capacul, să desigilați produsul. Foarte igienic. Așa, să folosesc cam atâta produs. Se simte foarte bine pe ten această bază. Vreau să citesc repede și ce scrie pe spate. Primer pe bază de silicon cu acoperire ridicată. Această formulă utilizează silicon avansat adaptat să acționeze ca un primer ce conferă matifiere, hidratare și estompare. Ajută machiajul să fie definit și să reziste în timp. Bun. Sunt curioasă cum o să reacționeze. Tenul se simte foarte bine. Și când pun mâna așa pe față, se simte foarte netedă așa pielea, ca după folosirea primerului de la Benefit, dacă știți senzația aceea de ten neted. Bine, la acest lucru probabil că a contribuit și folosirea celorlalte produse de la The Ordinary. Și pentru că într-o astfel de zi de Valentine's Day, eu aș sugera ceva foarte natural, lejer. Bineînțeles, băieților nu le plac fetele foarte machiate. Și un fond de ten lejer cred că ar fi suficient. O să folosesc pe același de la L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear, pentru că îmi place mult, mult de tot.
Și sunt curioasă cum o să arate petenul meu astăzi, schimbându-mi și rutina de îngrijire. Nu se aplică o bază la nivelul pleoapelor pentru că nu o să folosesc farduri și o să aplic doar ce mi-a mai rămas pe Beauty Blender, puțin de tot, pentru a uniformiza acea zonă. Voi folosi același concealer C6 de la Makeup Revolution pentru a-mi deschide puțin nuanța de sub ochi, pentru a ilumina acea zonă. Și pentru că îmi doresc unul cât mai natural, mi-am aplicat pudră doar pe zona cearcănelor și puțin pe pleoapă pentru a seta zona aceea, să nu mi se strângă fondul de ten ce l-am pus rămas de pe Beauty Blender pe pleoape. Bun. Mai departe, pentru că tot pomenisem de un machiaj simplu, portabil, lejer, astăzi o să folosesc doar eyeliner la ochi și voi începe cu acest eyeliner maro de la NYX Strictly Vinyl Eyeliner, nuanța 06 Aliens. Același tuș maro o să-l folosesc și pe colțul intern al ochiului. Iar pentru că mi-l doresc puțin de tot, dar numai puțin mai intens, o să folosesc deasupra tot de la NYX Epic Ink Liner și mă voi concentra mai mult pe prelungirea ochiului, pe codița din exterior. Pentru a completa ochiul de felină, o să folosesc acest rimel de la NYX, care se numește Worth the Hype, nuanța Black. Am aplicat și o pereche de gene, și anume 120 demi de la Ardell. Iar mai departe, cred că o să-mi aplic rujul înaintea blush-ului, pentru că vreau să văd cât de intens o să fie și nu vreau să aplic prea mult blush, așa că o să iau NYX Suede Matte Lip Liner în nuanța Spicy. Creionul este foarte pigmentat, cred că puteți observa și voi. Mi se pare că am ieșit un pic prea mult în afară, așa că o să-mi corectez aici un pic. Și m-am gândit că ar fi ideal să folosesc acest ruj roșu de la MAC, din gama Retro Matte, nuanța Feels So Grand. Mi se pare un ruj roșu clasic, care nu ai putea da greș. Este mat, rezistă bine pe buze. Poți să cer ceva mai mult de la un ruj? Este superb. O să iau blush-ul, același blush de la Pixi, pentru că îmi place foarte mult, este foarte pigmentat. Și o să folosesc partea aceasta de aici, de sus, care este ceva mai închisă.
O să iau puțină pudră bronzantă Hoola by Benefit. O să aplic pe această pensulă puțin Photo Finish Primer Water de la Smashbox. Iau iluminatorul de la Becca, nuanța Opal. Și cu asta am terminat machiajul de astăzi. Simplu, dar sexy în același timp. Și, bineînțeles, voi nu trebuie neapărat să folosiți un ruj roșu pentru Valentine's dacă nu vreți sau dacă nu vă place cum vă stă. Eu totuși m-am gândit că ar fi o idee pentru că machiajul ochilor nu este foarte intens. Eu sper să vă placă rezultatul final. Mie îmi place, este destul de simplu, dar este de efect. Dacă nu v-ați abonat până acum, vă invit să o faceți apăsând butonul roșu de mai jos. Iar dacă nu ați apăsat până acum clopoțelul, vă invit să o faceți pentru că astfel o să primiți notificări de fiecare dată când postez un clip nou și pe curând! Pa, pa!